Vreau să vă spun că mi-a promis astăzi domnul ministru și fac public lucrul acesta. Și mi-am luat angajamentul de față cu toți primarii și cu domnul președinte, pentru că nu suntem nici inconștienți, nu suntem nici nebuni. Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă municipalitatea din Severin, un adevărat coșmar ce ține din momentul în care termocentrala de la Halânga a fost oprită, este furnizarea agentului termic în sistem centralizat. Chiar dacă la acest moment există o procedură prin care se caută un investitor care se va angaja să construiască o centrală termică nouă, perspectiva este destul de departe. În acest sens, primarul a profitat de prezența în municipiu a vicepremierului Daniel Suciu și a cerut ajutor. Mi-a promis astăzi domnul ministru și fac public lucrul acesta că vom căuta împreună o soluție pentru încălzirea orașului. Noi avem acum o soluție. În perioada imediat următoare o să scoatem pe SEAP o licitație nouă pentru o nouă sursă de încălzire a orașului. Să sperăm că va veni cineva care știe ce are de făcut și poate să ia încălzirea orașului. Dacă nu va veni nimeni, atunci noi, autoritățile locale, va trebui, ajutate fiind de minister, să venim noi și să construim o nouă sursă de încălzire a orașului, dorind și noi și cred că și ministerul să păstrăm sistemul centralizat în Drobeta, Turnul Severin. La rândul său, vicepremierul Daniel Suciu a promis public faptul că va ajuta Severinul să revină la normalitate în ceea ce privește furnizarea agentului termic. De fapt, potrivit propriilor declarații, Suciu și-a luat angajamentul de a ajuta. Mi-am luat angajamentul de față cu toți primarii și cu domnul președinte, pentru că nu suntem nici inconștienți, nu suntem nici nebuni, să nu ne uităm și să nu încercăm și vom și reuși să găsim o soluție la o comunitate atât de importantă, la un municipiu reședință de județ care se confruntă cu asemenea gravă problemă. Și am spus și domnului primar că l-aștept la București cu nota de fundamentare împreună cu Adi Gâdea și cu toți colegii mei din minister. Nu ne vom lăsa până nu vom găsi această soluție la această mare problemă cu care vă confruntați. Și o să-l vorbesc cu domnul primar în perioada următoare, să văd exact cum se derulează și care va fi finalitatea acelei licitații de care vorbea. Și dacă rezultatul va fi negativ, cu siguranță vom face absolut tot ceea ce ține de noi și este și un mesaj pe care îl transmit tuturor locuitorilor, că nu ne lăsăm până nu găsim o soluție, pentru că este imperios necesar să o facem. Dacă se va ține demnitarul PSD de cuvânt, rămâne de văzut. Cert este faptul că primarul a reușit să-i smulgă un angajament public, iar acum are toate motivele să-l tragă de mânecă, dacă și-l va uita după un timp.